După ce mai multe companii europene au fost de acord să plătească gazul rusesc în ruble, acum și Turcia va face la fel. În plus, Ankara s-a arătat dispusă să folosească și sistemul rusesc de transferuri bancare. Detaliile au fost stabilite între președintele turc Recep Erdogan și omologul său rus Vladimir Putin în timpul întâlnirii de la Soci. Președintele turc Recep Erdogan a fost de acord cu solicitarea lui Vladimir Putin de a plăti în ruble o parte a gazului rusesc pe care îl importă. El nu a spus însă cât la sută din gazul importat va fi plătit în moneda rusească. Un aspect pozitiv al vizitei noastre la Sochi este acordul nostru cu domnul Putin privind rubla. Dacă Dumnezeu permite, schimburile noastre în ruble vor asigura beneficii Turciei și Rusiei. Turcia își menține ușile deschise oricui, a declarat președintele Recep Erdogan. În plus, Turcia a mai indicat că că este dispusă să folosească și sistemul de plăți bancare MIR, echivalentul rusesc al sistemului SWIFT, Ambele măsuri pot să ajute Rusia să evite sancțiunile occidentale. Asta în condițiile în care, oricum, Turcia reprezintă o poartă de intrare pentru cetățenii ruși în Uniunea Europeană. Moscova și Ankara au deja o cooperare strânsă energetică, cele două țări fiind conectate de gazoductul TurkStream, prin care președintele Recep Erdogan susține că este livrat gaz rusesc inclusiv către Uniunea Europeană. În plus, Turcia construiește o centrală atomică cu ajutorul Rusiei. Turcia nu este prima țară care permite cumpărarea de gaz rusesc în ruble lunile trecute și Germania și Italia au permis același lucru. Cel puțin 20 de companii energetice din Rusia au evitat astfel sancțiunile chiar cu complicitatea statelor europene.